Ce-s cu ingredientele astea? De ce sunt îmbrăcate de un bucătar? Facem challenge cu bucătar! Salut! Nu ți-ai dat seama? Ți-am îndeplinit dorința! Știu că-ți place să gătești, tocmai de aceea avem panoul care îți va spune rețeta. Vom face o provocare cu pancakes. Vei face pancakes cu diferite ingrediente. Unele bune, dulci, gustoase, altele sărate, ciudate, scârboase chiar. Așa că doar tu alegi cu ce gătești. Panoul îți va da un ingredient sau poate două, chiar trei. Iar tu ai dreptul să mai alegi încă unul de pe masă care să se potrivească cu ce ți-a picat. Iar la această provocare voi participa eu cu tine. Ce? Cu mami, nu cu mine! Sau cu tine, dragă abonatule! Ai vrea să faci parte din jocul nostru? Scrie-ne în comentarii dacă vă place acest challenge, ca în următorul să găsim locul tău și ingredientele tale cu care Marea să gătească. Atunci când Marea extrage un ingredient de pe panou, tu lasă-ne în comentarii cu ce crezi că s-ar potrivi de pe masă și să vedem dacă Marea alege același lucru. Lasă comentarii ce ingredient crezi că m-ar ajuta sau m-ar încurca. Acestea sunt ingredientele. Dar avem și pe acestea de jos. Așa că tu poți face parte din jocul nostru. Tati, ai uitat de ingredientele surpriză! Mami, stai! Nu trebuie să arătăm surprizele? Prezente pe aici, prin jurul nostru, le-am văzut deja pe Teo și Bri. Care? Vom participa și noi! Pe post de degustător și de jurat! Voi veți spune dacă o clădită e bună sau de scârboasă! Eu o să gust și din aluat, îmi place! Să vedem și cui este mai bună aluatul de pancakes! Rețeta de pancakes va fi clasică! Ouă, lapte, făină! Clătite românești sau clătite americane? Că eu vreau clătite americane pentru că acolo cam am multe. Păi despre asta e vorba. Pancakes sunt clătitele groase, clătite americane. Mereu fac de alea de știu rețeta pe de rost. Da, rețeta clasică de care ziceam. Dar acum poate îți va pica să introduci în ele ardei iute sau lămâie sau ce-ar fi să faci clătite cu tăiței de casă. Are și bune, pentru că aș drobi tăiței, i-aș face praf, i-aș pune compoziție. Poate n-ai voie să faci asta, eu știu. Dar dacă spică lintea? O fierb înainte ca să fie moale înclătite. Sau orezul crud? Îl fierb și pe el. Ce, nu există orez cu lapte care e dulce? Păi da, dar gândește-te, cât timp îți va lua? Poate timpul tău va fi limitat și în 5 minute trebuie să gătești clătita. Asta e! Dar până să-i dăm drumul provocării, haideți să facem aluatul. Aluatul clasic, pe care îl știm de pe internet. Eu știu fără, nu ai voie să copii! Marea, un singur aluat pentru toată lumea. De acolo veți lua porții și veți face amestecul pentru clătita voastră. Rețeta este următoarea: lapte, ouă, făină, sare, zahăr, esență de vanilie și... Nu pui vanilie, ca fi un ingredient extra și nici zahăr. Faci rețeta clasică de clătite, știi? Clătitele care se mănâncă împreună cu siropul de arțar. Nu poți să pui dulce cu dulce cu dulce cu dulce. Briana! Nu! Se pare că Briana vrea să-și facă propria rețetă de clătite. Un pic, așa. Spargeți de margine. Spargeți. Ce cumva! Wow! L-a spart perfect, văd copii verde. Cu spărgule. L-a mâncat, Bri. Da, e clar că trebuie să intervin eu aici. Mara face aluatul, iar eu am grijă de el.
Ador să fac aluatul la clătitele. E mult mai ușor să faci aluatul și mai satisfying decât să le prăjești. Mă plictisesc când le prăjesc. Când ne opuneți fetelor, opriți-vă, gata, brici, dă ouăl în coap. Prea târziu, mami. Dacă ți e Halal jurat, am vrut să le dau munca mai plăcută și ele vor să gătească. Păi ce e mai frumos, mami, decât lucrurile în echipă? Trebuie la succesul lui. Vreau să încerc să las două gălbenușuri fără să le spară. După aia o să le spară. De fapt, să le spară. Faceți și noi separat. Diana, ține un pic să te rog cum se amestecă ea. Bine. Hai că o amestecă. Uitați, trebuie să pune și praf de copt. Da, da, așa e. Și iaurt, Mara, mie îmi plac cu iaurt. Eu zic că ar trebui să spunem rețeta completă. Cantitățile, Mara. Lasă așa, după o faceți și voi. După voi. Așa e, din nou le facem pe toate. Câte ouă ai pus, Mara? 3, puteți să puneți și 4, și depinde câtă făină puneți. Ouă, făină, lapte, iaurt, praf de copt. În ce cantitate praf de copt? În pliculeț. Pliculețul s-ar pune dacă pui 500 de grame de făină. Eu cam așa știu, nu? Așa știu și eu. Mereu pun mai mult de 500 de grame de făină în clătitele americane. Omule, le-am amestecat. Urmează făina. Una, două, trei. Lucruri în echipă. 7 bucătașe. Ce bucătă? Important e că se distrează și te încearcă. Eu la vârsta Teodorei găteam tortite americane. Ia să jucă. Uite, Mara, și eu fac. Am pus ouă, făină. Dar înțelege că nu sunt. Amestecă 10 grame de praf de copt și iaurt din lapte. Omogenizăm și revenim când e gata. Mara, ca să fie mai multe, dau și eu. Ok. Wow. Da, ăsta nu e mare ou. Nu, Mara, nu e doar ou. Am pus ou, făină, sare. E perfect. Dacă îmi puneai puțină făină, făceai direct paste. Bine. Eu fac ceapă și măreaz, mai am ce zic. Făină, ce mai acolo? Guji mai ai. Făină. Eu n-am lăsat-o să ia. Cu mami. Cine? Bravo, Mara! Aproape ești gata. Uite, ce mai lipsește? Ce omogenie. Făină. Mai trebuie făină și lapte ca să fie mult. O să avem la clătitele făcut. Te ajut? Pune. Făină, ca să nu fie prea multă făină și să se facă foarte mai bună. Am dinți verzi. Da, că ea n-are deloc dinți acolo. Da, foarte amuzant. Fetele se distrează de minune, dar să vezi tu distracție când vom porni provocarea. Fiți pe aproape? Imediat îi dăm drumul. Noi deja am făcut dezastru. Unii muncesc, alții se distrează. Eu mai mult mă distrez acum. Eu mă distrez. Astronul meu era cât pice să-și spargă capul. Jurații Teo și Cubri ne vor spune ce cifre să alegem. Vreau, vreau! Hai, mire, mere, să-i dăm drum! Pentru mama 6, pentru tati 7. Mama nu participă, mama doar degustă. Eu, tati. Acum vom alege două cifre de fiecare, adică la final vor rămâne 4. Ceea ce înseamnă că pe celelalte 4 le puteți distribui voi echipelor în comentarii pentru episodul viitor. Așa că repede cu comentariile, de îndată ce vedeți ce cifre se folosesc în acest challenge. Iar în episodul 2, dacă va fi apreciat episodul 1 cu un mare like de tine, vor participa Teo cu mami. Da. Ești de acord? Iar voi veți fi jurații? Abia așteptăm!
Și eu vreau să fiu zonat, eu mătesc. Iată că eu la mată e. Grație! A luat-o! E gata? Mai trebuie un pic de făină, e cam lichid. Iar jurații să ne spună cu ce gătim. Eu legima pentru tati numărul 2. Să vedem ce se ascunde în spatele cifrei 2. În 3, 2, 1... Oare cine o să mănânce așa ceva? Tati, deși ingredientul pare scârbos, cele mai bune plăcite americane ies cu banane din astea pe cale să se strice. Bananele au fost congelate când au început ele să se înnegrească. Probabil la interior sunt încă galbene, dar acum sunt foarte moi din cauza că au stat la congelator. Asta înseamnă că sunt numai bune! Și pe lângă banane, tu poți să-ți mai alegi un ingredient de aici de pe masă. Orice vrei, dar poate să fie și ingredientul secret. Iată, vezi cum arată, eu deschid ușa asta. Iară-mi palmele la tati, ia. Amuzată. Ingredientul secret îl aleg când vreau eu, nu când vreți voi. Apropo, pe masă sunt două cloșuri cu ingrediente secrete. Fiecare dintre voi are dreptul doar la o alegere. Uitați ce frumoase sunt acum. Numai făină din tinese. Păi, ar fi cazul să-mi aleg ingredientul și să facem prima clătită americană. Nu te arată bine, mami. Și trebuie să mâncăm asta. Eu nu trebuie. Și trebuie să mâncăm aia. Din păcate, astea sunt regulile. Dar să știi că pare bună acum după ce am eliminat coaja. Ia privește-o. Da. Banana în interior e galbenă. Arată bine. De ce numai bună? V-am spus eu, ea a fost congelată înainte să se strice. Era doar foarte bine coaptă. Deci până la urmă, banana noastră scârboasă s-a dovedit perfectă! Da. Avem bolonicul, punem banana, nu o punem pe toată pentru că e foarte multă. Da. Dar înainte să punem aluatul, să încingem tigaia. Puțin ulei. Bine. Eu cred că se va dovedi cea mai gustoasă de până acum. E prima dată, e normal că e cea mai bună de până acum. Voi mai face una? Eu o să gust prima să văd cum sunt. Poate sunt veche, sau poate sunt bune. Oh my god, așa. Diana face chilar de porc. Asta e mâncare de ou cu verdeață și făină. Și piper, foarte mult piper. Adică e o clătită cu verdeață. În 3, 2, 1... Hai, ars-o! E numai bună! Voi ce ziceți? Scrieți-ne în comentarii. Vi se pare cam arsă? Eu ți-am zis să o întorci. Ai ars-o. Jurul te depunctează. Și acum se arde. S-ar putea să fie focul cam tare. Și acolo ai ars-o? Un pic. Prima clătită americană. A doua. Asta o să-mi iasă mai bună. Voi ce ziceți? Și eu cred că tati nu o să mai lași așa de mult. Eu suflu clătita asta ca să o gust. Să se răcească. Să gustăm. Ia să văd și eu. Am pus ea. Bunicica. Cam arsă, dar bunicică. E bună, rău. Se simte banană. Cred că ar trebui să-mi dați și o notă. De la 1 la 10. 9. 9, că e arsă. Altfel, luai un 10. E chiar așa de bună? E bună!
Nu-mi place, se simte gustul de banană stricată. Nu, se simte doar gust de banană. Foarte bună! Mara e cârcotașă. Concurează cu mine, nu? Ia. E împotriva mea. Da, așa e. Asta e realitatea, mie nu-mi place deloc. Cea mai bună clătită cu banană pe care am mâncat-o. Hai, uite, banana e galbenă, se și vede. Da, banana e neagră la mine, uite. Hai să vedem ce notă dă Bri. Nota. Mulțumesc, Bri. Tati a acumulat un punctaj de 28 sau o medie de 9,33. Luați-o cum vreți, hotărâți-vă voi. Adunăm punctajul total sau facem media celor 3 note. Ia uitați-vă ce e acolo. S-a spălat când a luat-o la efectiv, oricum trebuie arătat. Briana vrea să-l mâncăm, așa să-l dăm pe gât. Am pus piper. Că nu știam ce e. De la iute și negru, nu piper, de la iute și negru. Se și vede că a umblat. E rândul tău, Mara! Teodora, spune-ne, te rog, o cifră! Acum! Mie cel mai mult îmi place patul. E frumoasă cu floricele și e roz floarea. Roz! 3, 2, 1, 6. Fructe uscate. Ce mora! Fructe uscate și ai de ales între o grămadă de fructe sau să le folosești pe toate, le dai cu bulețe. Ai goji, nuci. 3 fructe măcar, mango și prune uscate. Ok. Totul în afară de goji. Și îmi trebuie și un ingredient în plus. Mango, nuci și prune. Prune uscate. Cred că ai luat cam multe. Am amestecat toate ingredientele, le-am făcut mici. Nuca, amăruie, pruna, acrișoară, mango-ul, dulce. O să fie ceva explozie de arome. Și acum a luat. Trebuie să simțim uleiul. Eu normal le fac fără ulei, pentru că e tava specială. Foarte puțin ulei am pus. Mara, las-o bine să se prăjească, să o prindă focul pe toate părțile. Da. Tu vrei să o ard? Nu, doar vreau să te îndrum pe o cale mai bună. Tati, la a doua chiar îți dau 10, a ieșit foarte bună, ia privește. Nu a mai rămas nimic. Și eu îți dau 10, am mâncat una două. Fetele scar am mâncat-o pe toată. Oare să o mai las pentru că mamei îmi plac clătitele mai crude? Nu clătite mai crude, clătite mai bune! O întorc! Wow! Ce bine arată! Mara, acum nu trebuie să fim cărcotași, dar întotdeauna prima clătită se lipește. Așa că tati doar a avut ghinion să fie primul și trebuia să-i jurizăm doar a doua clătită. Sunt sigură că ați luat 10 pe linie. Voi ce spuneți? Este adevărat ce spune mami? Prima clătită întotdeauna se arde? Eu știu din experiență. Niciodată prima clătită nu e cea mai reușită. Fie se arde, fie se strâmbă, fie se crudă, fie iese găurită și așa mai departe. Trebuie să ajungă tigaia la un echilibru termic până ca ele să iasă bine. Nu contează, mami. Important e să-mi iasă mie clătită. Prima clătită e gata. Mara, ești sigură că ne dai așa? Dacă ceilalți vor zice că e prea crudă. Asta e. Mie îmi place, dar voi știți că este mai dură ca și textură? Alitatea avea banane și era foarte fragedă. Cremoasă. Da? Lăsăm jurații să deguste. Voi doar puteți să ne scrieți în comentarii ce notă îi dați mare. Am tăiat un două. Să vedem cum arată. Să gustăm. Nota 5, 4 așa îmi place. Pare prea simplă. Ce? N-am ce să fac, astea au fost ingredientele. Mara, puteai pune mai multe. Da, ești mai bun. Eu sunt de părere că ar trebui jurizată clătita în sine, nu ceea ce e pe lângă ea. Așa e. Clătita chiar e foarte bună. Vreau să aud notele voastre. Să guste și Bri, să ne spună părerea ei. Ia. Nota 5.
Eu dau nota 8. 6. Yeah! Până acum eu sunt în avantaj. Măruța, mai ai o șansă. A mea e mult mai bună decât a ta. Da. Eu v-am zis că cele cu banane sunt un must have în cele mai bune clădiri americane. Să trecem la partea a doua a challenge-ului, în care, de data aceasta, Teo îmi va spune cifra. Da. Pentru că e băiat numărul 5! Se potrivește perfect galbenul pentru băieți. Și are și joacă. Și are și joacă. Exact, pare băiețel. Ce credeți că e în spatele cifrei 5? Oh! Oh, oh, oh! Spune-i tot. Ceapă verde, măran, pătrunjel. Wow! Preferatele limani. Ce mai preferata mea e? Așa că, iarăși voi avea succes și de data asta. Vale, Teo! Mulțumesc! Tradiție, și de data asta ți-a căzut o clătită care ar părea scârboasă la prima vedere, dar de fapt eu cred că va fi foarte gustoasă, o clătită cu verdeață! Clătitele nu trebuie să fie neapărat dulci. De aceea nu am pus zahăr în compoziție, că clătita poate fi sărată și va fi extraordinară dacă tati știe să o gătească bine și să aleagă exact cantitățile potrivite de ingrediente. Acestea sunt ingredientele, le spălăm, le tocăm și dăm drumul la clătită. Am tocat verdeața, priviți-o. Iar dacă mi-aduc eu bine aminte, la începutul provocării am spus că avem voie să ne alegem un ingredient suplimentar de pe masă. Așa că eu voi alege piperul. Exact, tati, dacă vreți, pentru că tura trecută n-aș vrut niciun ingredient în plus. Eu sunt de părere că au fost suficiente cele care ne-au picat. E suficient, oare? Să-i prea mult. Mie îmi place cu piper. Mai puțin mami, pentru că jurații noștri sunt mai mici. Și nu în ultimul rând, ingredientul principal, aluatul. Cum credeți că va fi clătita noastră? Lăsați-ne în comentarii părerile voastre. Prea curând. Cam crudă. O mai întorci o dată. Da. Dar ca să fiu sincer, am vrut să fiu sigur că nu o ard și pe aceasta. Și încercăm? Ce zici, Mara, o să-mi iasă? Dacă nu-ți iese și scade pe jos, zero. Zero. Dar riscăm. În 3, 2, 1 și... Primești notă și pentru spectacol. Wow! Am făcut și spectacol. Încă un punct măcar în plus. Tati, dacă e bună și e 10, nu putem să-ți dăm punct în plus. Avem plătita. O întoarcem. Și... Jurații, l-a degustat! Se pare că ai concurența în dreapta ta. Are grijă că frige. Miros extraordinar, parcă-i pătrunjel măraștul. Tare bună. Îmi fac puțină sare, tati. Puteai alege și o să vreau notele voastre. Nota 1. Nota 1. Da, da. Și 2 pentru spectacol. Pentru lipsa sării? Îți dau 9, dar pentru că ai făcut spectacol, ai un 10. O să-i pun eu puțină sare. Nu, deci nu ai Și pentru spectacol, 9. Bri, ce notă îmi dai? 1. De ce Bri mi-ai dat 1? Dar tu zici ce face Bri? Ce-o strică, ce-o strică. Nu cred așa ceva. Tare poznașă, Bri. Din ce în ce mai poznașă. Bri avea alege o cifră pentru mine. Ia să vedem ce cifră alege Bri. Uite, uite, ales deja. Ales, ales. Ce cifră era Bri? Piper! Mara, bucură-te. Ai piper? Poți să adaugi ce orice în vechiul ăsta. Da, și din păcate cantitatea de piper la fel poate fi aleasă de tine, Mara. Poți pune o bobită de piper. Pun brânză cu mițegai. Nuci și struguri. Abia aștept să gust. Au rămas
4 cite pe panou. Astfel, voi lăsați-ne în comentarii cum repartizați câte 2 cifre pentru 2 concurenți. Ceilalți 2 din episodul următor. Mami și Teo! Astfel, și voi participați la provocarea noastră și ne veți fi de alături. Și pentru asta vă mulțumim! Cum vă mulțumim de asemenea pentru cei 1 milion de abonați care sunteți voi! Am tocat bine brânza cu mucegai și acum punem piper și punem compoziția. Cam așa arată, e foarte moale. La frige! Să vină jurații, Teo, gustă! Uite. Ai văzut câtă brânză e? Nota, Teo. Ce notă-i pe mărâței? Nu, pentru că n-a pus atât de multă brânză ca să simte atât de tare gustul și pentru că sunt verdețuri. A venit să te gust juratul cel mic? A adormit un pic. 9 sau 10? Cât să-i dăm? Teo, da 10. Pentru că mi-a dat mini pentru bine, îi dăm 10! Yeah! Faceți voi socoteala, țineți scorul și scrieți-ne cine a câștigat și cu cât. Care e diferența? Poate fi egalitate? Acum, rămâne să ne auzim data viitoare. Lăsați-ne în comentarii ceea ce v-am rugat și aveți alte vloguri pe care le puteți viziona. Până data viitoare, pa, pa! La episodul 2. Pa, pa!